Domnilor și domnilor, bună ziua încă o dată în studioul Roman 24 online. Sunt Cristian Fogel, a doua rundă de întâlnire electorală cu domnul George Lazăr, candidatul Partidului Național Liberal pentru președinția Consiliului Județean Neamț. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua din nou! Am terminat cu zona Romanului. Romanul, tura trecută am vorbit despre Casa Celibidache. De Roman, dacă despre... începem astăzi, vorbim mult. N-am terminat cu Romanul. Avem avantajul. Hai să mergem pe partea cealaltă, să mai extindem puțin aria Roman Metropolitan. Încep ediția de astăzi cu o informație pe care am aflat-o și eu întâmplător. S-a făcut la Suceava un fel de întâlnire a Consiliului Județean, ceva de genul ăsta, cu posibili investitori, oameni de afaceri, au pus deja la cale cum vor fi parcelate terenurile, pe unde va trece autostrada, și mă întreb dacă nu cumva ne-au luat fața sau... Păi normal nu au luat fața. Păi George Futuru nu-l deștept. La Roman, în zona Roman, nu se face, nu s-ar putea face? S-a făcut o inventariere? Aveți informații? Păi, este așa, în zona Roman este să discutăm. Acolo noi vorbim, ați vorbit la Suceava și eu știu ce vorbesc. Uh-huh. Am fost și eu invitat la acea dezbatere, n-am reușit să ajung, dar știu despre ce e vorba. Acolo s-a implicat Consiliul Județean Suceava. Okay. Noi la Neamț, dacă discutăm de o implicare pe a transforma anumite zone, cum e zona Romanului, care se pretează 100%, să avem parcuri logistice și parcuri industriale, că sunt două categorii, două componente ușor diferite, trebuie să avem un sprijin concret și un parteneriat concret între Primăria Municipiului Roman, Secuieni, Trifești, Horia, Cordun, Săbăoani, Tămășeni, Ghereiești, Botești, da, am spus nouă până acum, să avem un parteneriat clar între aceste localități și nu numai aceste localități, mai sunt și altele, și Consiliul Județean Neamț. Ori astăzi Consiliul Județean Neamț pentru Roman este inexistent. Cum a fost în ultimii 10 ani, Consiliul Județean Neamț pentru Consiliul Județean Neamț Romanul nu a existat și nici localitățile la care am făcut referire. Noi nu am avut un parteneriat. Noi am primit, domnul Cristi... Firmituri, dacă se poate spune. Da. Corect ce a spus dumneavoastră. Firmituri. Păi o comună ca Pâncești primește 10 miliarde, municipiul Roman 1 miliard. Corect, asta comuna știe. Gădinți 9 miliarde, municipiul Roman 0. Cordun 0, Tămășeni 0, Horea 0. Păi aia e dezvoltare, asta e parteneriat. Corect. Ori spune că nu e normal să le dai celor care nu au? Adică ce rost ar avea să le dai celor care au deja comuna Cordun sau Tămășeni sau Roman? Asta e cea mai mare greșeală. Dacă avem o mentalitate de genul ăsta, e o mentalitate greșită. Noi, ca să putem desfășura, să putem derula aceste proiecte pe care noi le avem și pe care eu le am, trebuie să câștigăm prima dată Consiliul Județean Neamț. După ce avem Consiliul Județean Neamț, da, putem discuta de parteneriate. Pe scurt, două lucruri importante. Care e viziunea noastră? Viziunea noastră este în felul următor. Autostrada A7 este un proiect 100% liberal, pentru că Lucian Bode, când era ministru în 2020 la transporturi, a prins această autostradă a Moldovei în proiectul național de redresare și reziliență, pe fonduri europene. Și A7-le și A8-ul. Dacă discutăm de astăzi de cele două autostrăzi, A7 și A8, care tranzitează ambele județul Neamț, vorbim de investiție 100% liberală. Această autostradă A7, care va tranzita municipiul Roma și comunele care le-am amintit mai devreme, va duce o dezvoltare pe care noi nu ne putem astăzi imagina și nu o cunoaștem, încă o putem doar bănui. Ce trebuie să facem noi? Trebuie să facem imediat. Ar trebui să fie făcut de ceva timp, dar trebuie să o facem cât de urgent, o gândire, o strategie. Ca de exemplu, municipiul Roman în partea cu CJ-ul, Tămășeniu, Cordunul, Săboaniu, partea Horea, Trifeștiu, Secuieniu, partea asta, să avem fiecare, eu am văzut la Oradea și am văzut la Suceava, cum au făcut cei de la Oradea și la Suceava, parcuri industriale sau parcuri logistice. Ce înseamnă conceptul ăsta de parc industrial? Înseamnă că o comunitate sau două sau trei împreună și identifică terenuri, le trec în intravilan. Intravilan înseamnă un teren pe care poți construi. Extravilanul e altă categorie de teren de altă folosință care nu poți construi. Da. Înseamnă că o comunitate sau două, trei la un loc gândesc identificarea unui teren de 20, 30, 40 de hectare, îl parcelează acel teren, da, în loturi de 4-5 mii de metri pătrați, 7-8 mii, un hectar dacă vreți. Vine Consiliul Județean ca partener și acolo vorbim de gaz, apă, canalizare, curent electric, utilități care corect, să le ai la margine, să le aduci, să le tragi cu investiții proprii la marginea proprietății, la limita proprietății, acel caroiaș de drumuri secundare în interiorul parcelelor și accesul de la acea parcelă facil pentru un drum județean, da, da? Dacă el cumva nu este,
la autostradă, da? La breteaua de autostradă, ca să faci încărcarea pe autostradă. Noi asta trebuie să pregătim imediat și aceste terenuri să le punem la dispoziție, să mergem, să facem acele întâlniri, Consiliul Județean Neamț, dezbateri cu oameni de afaceri, invitați din toată România, invitați din străinătate, să mergem noi la târguri naționale sau internaționale unde vin investitori sau oameni de afaceri mari, oferta. În care să prezentăm ofertele în limbi de circulație internaționale și în limba acelor oameni, că e germană, că e austriacă, că e, nu știu, franceză sau engleză, italiană, da, sau belgiană, flamandă, da? Să prezentăm cine suntem, ce oportunități oferim și să încercăm să atragem pe acei investitori încoace. Trebuie să mai facem ceva. Trebuie să facem, să acordăm facilități fiscale. Adică omului, nu trebuie să concesionezi metru pătrat de teren, domnule, știi că eu am teren bun, vreau 100 de euro. Stai cu el gol. Bun, da, eu stau cu el gol și țin părul la acolo, nu fac nimic. Trebuie să-l concesionezi la un preț echilibrat, la un preț mediu, care să fie atractiv pentru investitor. Să zică, domnule, decât să mă duc la Bacău, dau un exemplu, sau la Suceava, că suntem într-o oarecare concurență, vom fi, așa inevitabil, e. Așa, să dau 10 euro metru pătrat. Uite, mai bine mă duc la Roma că dau 3 euro sau 5 euro. E ca la, da, piață. E ca la piață. Prețul mai mic. Corect, și produsul trebuie să fie calitativ la fel. Trebuie să mai facem ceva. Adică să oferim acel preț mic de concesiune sau de închiriere, plus să facilități fiscale. Dom'le, ai venit, ai apucat de construcție, nu-ți percepi impozite sau taxe cât construiești. Te las un an sau doi după ce ai dat drumul la obiectivul de investiții și după aia îți percep taxe și impozite la un anumit, corect, nivel, ca să-ți dau o gură de oxigen ție ca investitor. Și atunci investitorul, dacă are parcelă corespunzătoare, acces facil la autostradă, utilitățile acolo, nu mai costă bani să tragă utilitățile, un preț corect la închiriere sau la concesionare, facilități fiscale, te duci și te promovezi și îi spui și îi arăți cine ești și ce poți să-i oferi, atunci poți să atragi investitori. Ce înseamnă investitori ăștia în zona Romanului și Romanului Metropolitan? Înseamnă locuri de muncă. Da. Locurile de muncă înseamnă tineri care rămân acasă, tineri care pleacă la facultate și pot să se întoarcă acasă pentru că își găsesc locuri de muncă, și tineri care astăzi ar lua calea Occidentului, dar îi reușim să-i ținem acasă. Asta înseamnă două lucruri extraordinare pentru noi ca zonă. Înseamnă, pe de o parte, oameni care vor câștiga un salariu decent aici, oameni care vor rămâne acasă și vor întemeia familii și care vor cheltui bani în Roman și Roman Metropolitan. Că e foarte important să aibă și cine să cheltuie banii acasă la noi. Da. Da? Asta înseamnă și dezvoltarea economică. Doi, înseamnă creștere demografică. Noi pierdem undeva la 20.000 de locuitori în ultimii 21 de ani, Romanul, da? Ei, asta înseamnă și creștere demografică. Creștere demografică, susținută pe termen mediu, înseamnă că ești un magnet, ești un pol de dezvoltare, ești atractiv. Înseamnă dezvoltare imobiliară, da? Înseamnă dezvoltarea creditului auto, dezvoltare pentru creditare, în general. Înseamnă mai multe magazine, înseamnă consum mai mare, înseamnă comerț mai abundent. Asta înseamnă, cu alte cuvinte, o zonă în care lucrurile funcționează, rotițele se învârt și înseamnă bani în buzunarele oamenilor, înseamnă mai mulți oameni în aceeași zonă și înseamnă progres. Despre asta vorbim noi, liberalii. Și mai înseamnă ceva, acești bani în buzunarul oamenilor, pentru că noi de multe ori nu vedem decât efectele. Ne pleacă mulți în străinătate. Zice, bă, au plecat în străinătate. Da. Ce, să-i aducem acasă, să le dăm bani să vină acasă? Prostie. De ce pleacă oamenii în străinătate? Lipsa locului de muncă, asta trebuie să creăm noi. Oportunitatea ca investitorul să vină la noi în zonă, să creeze locuri de muncă. Locul de muncă îți ține tânărul acasă. Doi la mână, ce mai are nevoie un tânăr ca să stea acasă? Mai are nevoie de ceva, condiții de școlarizare pentru copiii lui, decente, corect, bune, așa, asta e important să investim în continuu în sistemul educațional. Înseamnă spitalizare, condiții medicale bune, cu spații de cazare decentă, cu specialiști buni, cu aparatură bună. Noi, Romanul, repet, stăm bine astăzi comparativ cu Piatra Neamțu. Dar și la noi lucrurile pot fi în evoluție. Trebuie să investim continuu și în sistemul de sănătate. Și mai înseamnă ceva, viața socială interactivă. Dacă ai aceste componente, da, tânărul de astăzi, că e din Roman, că e din Cordun, că e din Horia, va sta acasă și se va dezvolta. Nu îi ofere aceste lucruri, va migra în altă parte, că e la Iași, că e la București, că e la Cluj sau că e în străinătate. Pentru unii poate ar părea niște, nu știu, vise frumoase sau ar ți-a spune, bă, astea sunt fabulații, dar nu sunt fabulații. Chestii pe care le-am văzut inclusiv eu. Și ce înseamnă fabulații? Că vorbeam cu cineva mai devreme, înainte să intru la emisiunea noastră, și vorbeam tot de niște lucruri de genul ăsta. Și ce înseamnă fabulații? Înseamnă să vin eu în fața dumneavoastră la o emisiune să spun, domnule, aici în centru la Roman o să fac aeroport. Dar e o fabulație. Sau da, eu, domnule, pe Moldova voi face, nu știu, vor veni vase de croazieră și vor veni mii de turiști să vadă, da, nu știu, strandul de la Roman, arealul.
Da, alea sunt fabulații. Dar eu nu vorbim de chestii realizabile. În rest, ce spun eu de autostrăzi sunt lucruri 100% realizabile. Ce spun eu de investiții, investitori, crearea de locuri de muncă, aceste spații pentru logistică sau pentru dezvoltare industrială sunt lucruri oportune care se pot întâmpla. Trebuie să ai doar câteva lucruri. Trebuie să ai un primar adevărat la Roma care să înțeleagă, să vadă, să fie bun gospodar, să ai un om cu viziune la Consiliul Județean Neamț care să înțeleagă lucrurile astea. Consiliul Județean trebuie să fie și liantul cu, între toate aceste comunități, a spus 9 comune, sigur, plus da. Municipiul Roman, trebuie să fie un liant puternic. Sunt comune importante în zonă, pentru că noi vorbim, noi acum am avut adresabilitate doar la comunele care sunt tranzitate de A7. Da, corect. Dar sunt localități la 5, 6, 7 km extrem de importante. Eu în Creangă, o comună foarte importantă, o comună frumoasă, care și acolo poți să gândești să o introduci în zona asta de dezvoltare. Da. M-ați întrebat dumneavoastră mai devreme de primăriile și ați făcut o comparație și mi-ați aruncat o mânușă. Ați făcut o comparație, comuna bogată nu primește bani, comuna săracă primește bani. Eu o văd în felul următor și asta vă rog să vă rămână și această emisiune și o să ne întâlnim, sper, cu bine și sănătoși peste ani de zile și o să vedeți că eu zic că am dreptate cu ceea ce spun acum. Vă dau un exemplu, comuna Cordun. Da. Da, unul dintre cei mai buni primari și performanța ai județului Neamț este Adrian Ciobanu de la Cordul. Ok. Adrian Ciobanu acolo a tras investiții, a tras investitori, a creat locuri de muncă, are un buget foarte mare. Da. Anul ăsta s-au împărțit banii de la guvern prin Ministerul de Finanțe la primării. Și au zis, domne, matale, ai bani, am bani. Ai colectare la taxe și impozite mare? Da, am 90%. Am fost harnic și mi-am colectat impozitele. Bun, ai datorii la terți? La prestatorul de servicii, domnule, spun orizont, sunt ok, nu am datorii. Bun, atunci nu-ți dăm bani. Sau îți dăm 2 lei. Hai să luăm Pânceștiu. Da. Pâncești. Tu ai datorii cât caro. Și la lumină, și la salubrizare, și la angajații din primărie, peste tot am datorii. Bun. Ți-ai colectat impozitele? Nu. Colectat, dar 30%. Ok. Păi, mă, tare, ai nevoie de bani. Hai să-ți dăm banii. Banii vin de undeva. E ca și dumneavoastră lucrați, un asistat social nu lucrează. Adevărat. De unde ia guvernul bani să dea la statul social care nu produce? Din salariul dumneavoastră, al meu, al colegului dumneavoastră de platou și al oamenilor care muncesc. Cei care muncesc plătesc taxe și impozite, de acolo guvernul ia bănuții și o parte dintre bănuții îi direcționează la cel care nu muncește, stă cu mâna întinsă. Așa e și aici. O primărie cu un primar competent, harnic, gospodar, nu are datorii, are buget, colectează și taxele și impozitele și bărurilor nu-i dau. Okay. Un primar leneș puturos, nu are și datorii, nu și-a colectat nici taxe și impozite, nu are nici investiții, bă, hai să-i dau lui ăla. E ca și cum copiii pe care îi avem acasă, dau un exemplu, unul vrea să ducă la facultate și zici, uite, îți dau bani să duci la facultate, altul vrea să ducă să joace la păcănele. Asta ar fi opinia de voastră personală sau oficială? Nu, asta și personală și oficială. Pentru că mă gândesc că în momentul ăsta tocmai v-ați făcut și prieteni și mai puțin prieteni, și neprieteni, ca să ne zic altfel. Asta e gândirea mea, pentru că eu, de exemplu, banii Consiliul Județean. Consiliul Județean poate să facă foarte multe parteneriate și Consiliul Județean are niște sume la dispoziție, 6%, cota aia de 6% pe care o repartizează UAT-urilor. Da? Și mă întreba cineva, domnule, cum veți repartiza dumneavoastră banii? Nu pe criterii politice? Și zic, domnule, nu pe criterii politice. Dacă o primărie are, zice, domnule, cer 10 miliarde, pentru ce am nevoie de cofinanțare la un proiect european, nu mai am bani, am nevoie de cofinanțare la un proiect guvernamental sau, uite, am un proiect în derulare din investiție locală, nu știu, la o școală, domnule, nu mai ajung banii. Am nevoie ca să termin școala să mai dai 7 miliarde, dau un exemplu, sau 10 miliarde. Corect. Da, acolo, în calitate de președinte Consiliul Județean, n-am să dau, voi investi și voi da bani. Dar o primărie care vine să-mi spună, domnule, poate să fie și coleg cu mine, care vine să-mi spună, domnule, eu am bani nevoie pentru ce? Păi proiecte europene ai? Nu, zero. Proiecte guvernamentale? Nu, zero. Nu știu, proiecte, nu, eu am nevoie că am datorii. Uite, n-am plătit gunoiul la comună de 5 luni, de 6 luni și am facturi la plată. Și eu nu mi le-am plătit și vreau să mi le plătești tu de la Consiliul Județean Neamț. Nu, atunci nu voi da bani. Ar trebui să faceți școală cu ei cumva? Nu, trebuie să discut cu ei treaba asta. Păi eu vă dau un exemplu, uite, și un exemplu foarte important și mi l-am spus și lui Laurențiu Leoreanu, aici la Roman, managementul spitalului. Am fost la Oradea, la domnul Ilie Bolojan, să învăț și eu de la unii mai deștepți ca noi, care fac și lucruri corect bune și performează, că nu sunt cel mai deștept. Și am stat acolo de vorbă cu el și cu directorul spitalului pe obiectiv de investiții spital. Și la ei acolo, Spitalul Județean Oradea este cel mai mare spital public din România și cel mai performant la momentul ăsta și cel mai dotat. Da. Top. Am fost, l-am văzut, știu cap-coadă.
Ce înseamnă performanța la el? Șefii de secție din spital, dau un exemplu, George Lează, șef de secție la ortopedie, dau un exemplu. Eu nu sunt acolo pus cu concurs. Sunt numit cu delegație. Care, nu știu, din an în an, dau un exemplu, da? Și acolo lunar sunt chemat de director pe indicii de performanță. Domnul Lazar, câți pacienți ai operat matale luna asta? Câți pacienți ai avut? Am avut 100, ai încasat cât? Nu știu, 10 miliarde la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate. Da. Cheltuieli cât ai avut, domnul Lazar? Pe materiale, pe angajați, pe zona mea de secție. Păi am avut cheltuieli de 9 miliarde. Foarte bine, ești un șef de secție performant. Ai un miliard care l-a dus în plus la spital. Bravo! Dar eu n-am făcut treaba asta și am venituri de 10 și cheltuieli de 12. Și atunci, dacă și luna viitoare am la fel și încă peste luna am la fel, sunt schimbat. Foarte am frumos. Am înțeles. Adică totul e de performanță. Fiecare secție are indicatori de performanță economică și sanitară și la sfârșitul anului, spitalul de acolo, mare atenție, Spitalul Județean Neamț e în colaps, e în faliment. Fără discuție, o știe toată lumea. Spitalul Județean din Bihor are așa. Se autosustine din toate punctele de vedere. Cheltuielile cu salariile se achită la zi. Cheltuielile cu contractorii externi se achită la zi. Mâncarea se achită la zi. Cheltuielile cu reparații, altceva, se achită la zi toate și mai rămân cu un fond de 2-3%. Da. Iar din fondul, acel surplus care îi rămâne, investesc doar în dotări. Consiliul Județean Bihor și Primăria Oradea dă bani la Spitalul Județean doar pentru cofinanțări proiecte europene sau guvernamentale. Atât. În rest nu dă bani, că asta îmi spun. Și s-ar putea face chestia asta și în zona noastră. 100%. Spitalul Județean, asta îmi spun cei de acolo, nu e un asistat social. Spitalul Județean este o instituție care trebuie să performeze. Așa e și cu primăriile. O primărie, dacă e asistat social, mâna întinsă, da, că n-are bani, păi nene, ai făcut ceva să ai bani? Nu, păi n-ai făcut nimic, ca rămâi... Bun, deci susținerea financiară ar trebui acordată pe criterii de performanță. De performanță. Da. Da? Un și de dezvoltare. Harnic. Ok. Da, la chestia asta aș putea să fiu de acord, deși inițial plecasem pe altă idee, mi s-a părut, nu știu, poate puțin mai socială, merg eu în direcția cealaltă, că e normal să-l ajut pe cel care nu se poate nu ajuta singur. A, asta e altceva. Asta e altceva. Asistența socială definită într-o asistență socială generală, și nu mă refer aici la o primărie, mă refer la oameni, da. Asistența socială o avem în toată lumea asta și trebuie să o avem și noi. Și o am și eu și de ordin sufletesc și moral. Corect. Și creștinește, dacă vreți, și instituțional. Omul care e vulnerabil, adică omul care e cu un grad de handicap, omul care e cu o boală foarte, o nenorocire în viață, dacă are o boală gravă, nu știu, n-are picioare, n-are mâini, are o infirmitate, are un grad de handicap. Omul care e foarte bătrân, nu mai poate lucra, nu mai poate munci, nu are pensie sau nu știu, are o pensie de 300 de lei, nu știu, am mai auzit cazuri. Da. Și efectiv nu poate trăi omul ăla fără ajutorul statului social, acei oameni, da, merită să fie susținuți și să le ofere un ajutor social. Dar sunt foarte mulți oameni la 1,80 m ceva ca mine, la 90 de kg, mari, în putere de muncă, sănătoși, tun, corect, care vezi cu lanțuri de aur cât două degete la gât și cu mașini bune de 20-30.000 de euro, merg la asistență socială, coboră de mașini, domnule, dăm banii la asistență socială. Ca să citesc cum mai vedem pe Facebook, dar ce are? Are toate boalele. Da, vertiguri. Are vertiguri, are toate boalele. Are. Nu poate lucra, că are toate boalele. Dar din nefericire suntem într-o poziție. Acei oameni, acea categorie, ăia nu merită ajutoare sociale pentru că ei primesc ajutoare sociale pe munca noastră. Și el, în accepțiunea lui, el stă acasă și șmecher, fumează țigări și bea bere pe munca noastră și pe ajutorul pe care îl dă statul. Cu aia nu pot fi de acord. Și nu pot fi de acord nici cu un primar care ai zero accesări fonduri europene în ultimii ani, dar tu ceri bani în continuu, în care tu n-ai dezvoltat absolut nimic, n-ai avut o idee de a dezvolta ceva în comuna aia, dar te-ai mulțumit de ani de zile că așa te-a obișnuit sistemul și statul să stai cu mâna întinsă. Cu astfel de politică de a încuraja asistența socială nu sunt de acord. Sunt de acord cu politica de asistență socială la oamenii vulnerabili și categoriile care sunt într-adevăr cu probleme reale. Acolo da. E bine de știut, am zis-o și o să o mai spun o dată. Cu siguranță v-ați făcut și admiratori, v-ați făcut și neadmiratori. Nu vreau să mă iubesc, nu sunt nebun. Eu am spus, avem 34 de ani de democrație, știu că ne-am apropiat de final, urmează să o încheiem imediat. Avem 34 de ani de democrație în spate, eu cred că ne-a cam trecut vremea să facem educație pe subiectul ăsta, oamenii trebuie să știe de capul lor, să facă diferența între ce e bine și ce e rău. Educația vine din familie, educația vine din școală, educația vine din societate.
calitate. Din familie educația sunt sigur că merge într-o direcție bună. Școala românească mai are nevoie să se reformeze din punctul meu de vedere pentru a oferi o educație modernă, actualizată anilor pe care îi trăim astăzi. Educația socială lasă de dorit. Educația socială aici înseamnă și societate, și radio, și TV, și presă scrisă. Avem nevoie de o educație mai consistentă socială și de o bază educațională mai modernă în școală. Mă gândesc aici la tinerii care sunt, nu știu, din clasa a 5-a sau a 7-a până la liceu și terminarea liceului și facultate, la a ști, nu știu, câteva lucruri despre economie, câteva lucruri despre economia reală, despre... un minim despre administrație, ce înseamnă administrație, ce înseamnă partide politice, care e rolul guvernului, a președintelui, a Consiliului Județean, a primarului. Corect. Da, pentru că eu am întâlnit cazuri, sunt alegeri locale și domnul primar, dați-mi pensie, măriți-mi pensia. Da, dați-mi locuri de muncă. Da, sunt alegeri prezidențiale și oamenii cer, domnule, vreau să-mi faci podul. Nu cu asta se ocupă președintele. Corect. Adică trebuie să învățăm să știm cât de cât niște repere generale, succinte, dar importante pentru a ști și noi ce facem, cum votăm, pe cine votăm, ce votăm. Eu prefer întotdeauna să votez proiecte și nu doar să votez așa emoțional sau un vot împotrivă. Dom'le, nu-mi place, nu votez pe Cristi, că sunt împotriva lui. De ce? Nu știu, sunt împotriva lui. Dom'le, hai să văd ce prezintă Vasile, ce prezintă Gheorghe. Gheorghe are un proiect care mă interesează, pe ăla îl votez. Vasile are alt proiect care nu mă interesează, nu-l votez. Da, noi liberali vorbim de dezvoltare. Social-democrații vorbesc de asistență socială. Da, aici oamenii trebuie să decidă. Vor investiții, dezvoltare, locuri de muncă, atunci da, trebuie să votez Partidul Național Liberal. Pentru că asta spunem noi, asta e vocația noastră, asta e filozofia noastră. Ceilalți au altă filozofie. Nu vreau să-i critic, dar au altă filozofie. Din punctul meu de vedere, păguboasă timpului pe care îl trăim noi astăzi. Atunci când va veni momentul, pe 9 iunie... Poziția 2, mulțumesc, Partidul Național Liberal. Să nu intru din nou cu pozițiile greșite. Poziția 2, Partidul Național Liberal. Alături de mine a fost astăzi George Lazăr, candidatul Partidului Național Liberal pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Neamț. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Invitație. Doamnelor și domnilor, punem punct aici ediție de astăzi a alegerilor din emisiunii despre alegeri din 2024. Vor urma cu siguranță multe emisiuni, pentru că avem o mulțime de alegeri în anul acesta. Rămâne să ne vedem la următoarea. Până atunci, ca de fiecare dată, toate bune!